NATO urmărește îndeaproape ceea ce face Rusia și este gata să acționeze în cazul în care Moscova ar lansa vreun atac asupra membrilor Alianței Nord-Atlantice. Declarația aparține secretarului general al organizației, Jens Stoltenberg. Acela Stoltenberg a mai afirmat că potențiala aderare a Finlandei și Suediei contează pentru NATO. Alianța va căuta modalități de a asigura securitatea în regiunea Baltică. Finlanda a anunțat oficial că dorește aderarea la NATO. Anunțul a fost făcut într-o conferință de presă comună susținută de președinte și premier la Helsinki. Parlamentul finlandez va confirma cel mai probabil în următoarele zile decizia istorică de renunțare la statutul de neutralitate, decizie pe care Vladimir Putin a descris-o deja drept o greșeală. Finland will maximize its security and that is not away from anybody. I trust that the Parliament will debate this historic decision with determination and responsibility. Și Suedia se apropie tot mai mult de Alianța Nord-Atlantică, în timp ce miniștrii de externe discută la Berlin despre aderarea celor două țări nordice. Aflat în izolare la Bruxelles pentru că s-a infectat cu COVID, șeful NATO a luat parte la conferința de presă prin intermediul unei legături video. Finland and Sweden are NATO's closest partners. If they decide to apply, this would be an historic moment. Their membership in NATO would increase our shared security. Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Joană, prezent la reuniunea de la Berlin, spune că sunt făcute toate demersurile ca cele două țări să fie primite cu căldură în alianță. Nu avem niciun fel de indiciu că există intenții sau capabilități militare ale Federației Ruse pentru a riposta la o eventuală aderare a acestor două țări. Președintele Putin obține exact opusul a ceea ce își propune. La fiecare declarație de amenințare din partea Moscovei, sprijinul opiniei publice din cele două țări pentru aderare la NATO crește. Spunând că România este la adăpost și este, asta nu înseamnă că avem un interes cu toții ca regiunea limitrofă noastră să fie predictibilă. Vom continua să sprijinim Ucraina. Ucraina poate câștiga acest război și suntem convinși că împreună cu noi vor putea izbândi. Discuțiile de acum de la Berlin pun bazele deciziilor care vor fi luate la summitul NATO de la Madrid de luna viitoare. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.